Vă salut cu bucurie, stimați prieteni, încă o dată și încă o dată. De data aceasta pentru astăzi, mulțumim lui Dumnezeu pentru viață, pentru sănătate și pentru oportunitatea acestui timp în care ne gândim la El și îl dedicăm pentru El. Pentru El și pentru noi. Astăzi o să vorbim despre o altă convertire. De data aceasta, despre convertirea tâlharului de pe cruce. Biblia îi pomenește pe cei doi tâlhari care au fost răstigniți împreună cu Hristos, doar pentru simplu motiv că ei au fost condamnați la moarte odată cu El și au ajuns să fie executați pe dealul Golgota în aceeași zi. Ei au avut aceeași mentalitate și stil de viață înainte să fie condamnați la moarte, însă au devenit extrem de diferiți în procesul crucificării și diferența lor de opinie în legătură cu Iisus Hristos, care era răstignit în aceeași zi cu ei. Luca este singurul evanghelist dintre cei patru care prezintă detalii despre convertirea tâlharului de pe cruce. Convertirea acestui tâlhar ne dovedește, printre altele, că niciun om nu este prea rău ca să nu se poată converti, să nu poată fi iertat sau mântuit de Dumnezeu și niciodată nu este prea târziu pentru ca un om să primească iertarea de la Dumnezeu în urma convertirii. De asemenea, tâlharul acesta de pe cruce ne amintește de faptul că dovada convertirii întotdeauna și absolut întotdeauna rămâne o viață schimbată, un alt stil de viață. Aș vrea să remarc câteva lucruri în legătură cu convertirea acestui om. Primul dintre ele, aș vrea să subliniez asemănări și diferențe între oamenii care îl înconjurau pe Iisus Hristos în momentul crucificării. Biblia remarcă câteva categorii de oameni care erau în locul acela împreună cu Iisus Hristos. Și primul lucru pe care vreau să-l spun este faptul că Biblia spune despre oameni că îl batjocoreau pe Mântuitorul Iisus Hristos. O să citez. Strecătorii își băteau joc de el, dăteau din cap și ziceau: tu care stiști templu și îl rezidești în 3 zile, mântuiește-te pe tine însuți, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Iată dar, oamenii îl batjocoreau. Care oameni? Oamenii care erau acolo în zonă, probabil zeci, sute sau poate chiar mii de oameni care asistau la crucificare. A doua categorie de oameni, preoții, cărturarii și bătrânii îl batjocoreau pe Mântuitorul Iisus Hristos. Citesc din Matei 27. Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau joc de el și ziceau: pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă el este împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește, căci a zis: eu sunt Fiul lui Dumnezeu. O a treia categorie de oameni. Liderii vremii îl batjocoreau pe Mântuitorul. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau: pe alții a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși dacă este el Hristosul alesii lui Dumnezeu. A patra categorie de oameni. Ostașii îl batjocoreau pe Mântuitorul. Ostașii de asemenea își băteau joc de el, se apropiau, îi dăteau oțet și ziceau: dacă tu ești împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Luca, capitolul 23. Tâlharul neconvertit îl batjocorea pe Mântuitorul. Unul dintre tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Iată dar, 5 categorii de oameni îl batjocoreau pe Mântuitorul Iisus Hristos în timp ce, fiind condamnat la moarte, era executat. Oamenii, preoții, cărturarii, bătrânii poporului, liderii vremii, ostașii și unul dintre cei doi tâlhari. Singura persoană din acea mare mulțime de oameni care nu l-a batjocorit pe Iisus Hristos, dimpotrivă, i-a luat apărarea și a proclamat domnia sa, a fost tâlharul care s-a convertit. Acesta este motivul major pentru care explică de fapt convertirea acestuia. Uitați ce spune Biblia despre el: dar celălalt tâlhar l-a înfruntat pe primul și i-a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă, pentru noi e drept, fiindcă primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și i-a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Remarcați, vă rog, stimați prieteni, că omul acesta
este singura persoană din marea mulțime care însoțea pe acești trei condamnați la moarte, care nu l-au batjocorit pe Iisus Hristos. De la oamenii cu funcții înalte, de la preoți, demnitari, observați că aceasta este singura persoană care ia apărarea Mântuitorului și care proclamă domnia sa de Dumnezeu. Aceasta răspunde în mare măsură la întrebarea: cum a ajuns un tâlhar dintre cei doi să fie convertit, iar celălalt nu? Haideți să vedem un al doilea lucru. Asemănări și diferența și diferențe dintre cei trei condamnați la moarte. Prima asemănare și diferențe dintre toți oamenii din zonă, acum asemănări și diferențe între cei trei. Pe cele trei cruci ridicate pe dealul Golgota, unde erau răstigniți cei trei condamnați la moarte, Iisus Hristos și alți doi tâlhari din vremea aceea. Cei trei condamnați au avut parte de același tratament și se găseau absolut în aceeași situație. Câteva exemple. Toți cei trei erau răstigniți în același loc și în același timp. Toți trei erau răstigniți în același fel și li se aplica același tratament. Toți trei simțeau aceeași suferință și treceau prin aceleași chinuri. Singura diferență dintre cei trei condamnați la moarte a fost atitudinea lor față de păcat. În rest, toate lucrurile erau asemănătoare. Ce vreau să spun cu diferența în legătură cu păcatul? O să citesc câteva texte din Biblie, primele două din 1 Ioan. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Ce vreau să subliniez prin citirea acestui verset este că Iisus Hristos a murit pe cruce pentru păcat în calitate de răscumpărător. Raportul său cu păcatul era următorul: El a murit pentru păcat, pentru ca să-l elimine, El fiind răscumpărătorul oamenilor. O să mai citesc încă alte două afirmații din Biblie. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Stimați prieteni, nu meritele noastre, nu tradițiile și religiile noastre. Biblia face următoarea afirmație: El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Încă un verset: Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. Singura diferență între acești trei condamnați la moarte, doi tâlhari și Mântuitorul Iisus Hristos, este felul în care s-au raportat la păcat. În rest, toți erau în aceeași situație. Mântuitorul s-a raportat la păcat în felul următor: a murit pentru păcat în calitate de răscumpărător. Tâlharul neconvertit a murit în păcat. Hristos a murit pentru păcat ca să-l dizolve, ca să-l elimine. Omul acesta a murit în păcat, a fost înghițit de păcat, a fost dominat de păcat. El a murit în păcat ca un răzvrătit. Uitați ce afirmație face el, deși era pe cruce. Unul dintre tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Și pe cruce este un răzvrătit, un blasfemiator, un ironic, un sarcastic, un om care batjocorește. Și acolo, înainte să-și dea duhul în chinuri, în suferințe, este batjocoritor față de un altul care trăia în aceeași condiție de suferință și durere ca și el. Însă observați o a treia raportare. Tâlharul convertit a murit pe cruce față de păcat. În concluzie, Hristos a murit pentru păcat, tâlharul neconvertit a murit în păcat, tâlharul convertit a murit față de păcat. Iată dar, Hristos a murit pentru păcat ca să-l dizolve, să-l elimine, tâlharul neconvertit a murit în păcat, înghițit de păcat și dominat, robit de păcat, și tâlharul convertit a murit față de păcat, detașându-se de păcat și în felul acesta fiind iertat de Dumnezeu. O să citesc ce spune Biblia despre el. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă, pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta.
Iisus a răspuns: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Stimați prieteni, ceea ce am vrut să spun în gândurile prezentate până acum, am vrut să subliniez două asemănări și diferențe. Prima dintre ele, asemănări și diferențe în jurul răstignirii lui Iisus Hristos. Și acolo am remarcat faptul că absolut toți oamenii prezenți acolo, cu excepția tâlharului convertit, l-au batjocorit pe Iisus Hristos. Nu mai gândiți-vă la atitudinea ridicolă a acestor oameni. Hristos este prezentat în Biblie ca într-un chipare a bunătății, iubirii și iertării. Ce motive aveau oamenii aceștia să-l blasfemieze, să-l batjocorească? A făcut bine tuturor. A fost cel mai bun om. A iertat, a vindecat, i-a ascultat pe toți nenorociții. Într-o zi un orb a strigat dintr-un șanț la el și ceilalți au spus: „Taci din gură, mă, că nu are timp acum Hristos să se oprească în dreptul tău, nu ești tu atât de important.” Și Hristos s-a oprit și a spus: „Chemați-l la mine.” Și când l-au adus de mână, l-a întrebat de parcă merita: „Ce vrei să-ți fac?” Și bietul spune: „Să-mi capăt vederea.” Și Hristos spune: „Capătă-ți vederea.” Și a început să urle, să țipe, să sară, pentru că a început să vadă. Acesta a fost Hristos. De ce ai batjocorit un astfel de om? Cum se justifică atitudinea lor? Câtă nebunie! Și dintre toate hoardele de oameni găsiți acolo, unul singur e om cu minte. Și pentru faptul că el nu l-a batjocorit pe Hristos, ci dimpotrivă i-a luat apărarea, l-a onorat, l-a proslăvit, recunoscând că este Dumnezeu, cu aceeași minte s-a uitat la sufletul lui și s-a văzut un om murdar și a cerut iertare lui Iisus Hristos. Și pentru că a cerut, a căpătat. A doua categorie de asemănări și diferențe nu au mai fost asemănări și diferențe între oamenii prezenți acolo, ci doar între cei trei. Și am observat aici că există diferențe, există o singură diferență și foarte multe asemănări. Asemănările sunt toate cu excepția raportării la păcat. Când vorbim despre raportul față de păcat, Hristos a murit pentru păcat, tâlharul neconvertit în păcat, iar cel convertit față de păcat. La atitudinea acestuia din urmă, care recunoaște domnia lui Iisus Hristos și care cere milă și iertare, Hristos reacționează iertându-l. Însă felul în care l-a iertat pur și simplu te îngenunchează, te frânge. Atâta bunătate. Pe cruce, în chinuri groasnice, își face timp pentru ultimul om pe care l-a iertat în timp ce era în trup. Pentru un nemeritos care a trăit jefuindu-i pe oameni și făcând rău semenilor lui. Și atunci când tâlharul acesta îi spune: „Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta,” Iisus Hristos reacționează la afirmația acestui om. Dar ce anume a fost în sufletul acestui om când a făcut această afirmație? „Doamne.” Observați că omul ăsta a avut o revelație cu privire la cine este Iisus Hristos. De multe ori oameni s-au adresat lui Iisus Hristos menționați în Biblie și cei mai mulți l-au numit Învățătorule. Omul acesta înțelege că El e Dumnezeu și îi spune „Doamne.” El recunoaște divinitatea lui Iisus Hristos. Apoi, adu-ți aminte de mine. El vorbește aici despre eternitatea lui Iisus Hristos. Dumnezeu nu trăiește într-un timp limitat ca noi. El este etern. El recunoaște divinitatea lui Iisus Hristos, eternitatea lui Iisus Hristos și faptul că este împărat. Spune: „Când te vei întoarce în împărăția ta.” Numai un împărat are împărăție. Iată dar un om fără carte, un derbedeu al vremii, unul care era prins în cuie, gata să-și dea Duhul, are o revelație cu privire la cine este Iisus Hristos. Iisus Hristos este Dumnezeu, Iisus Hristos este etern, Iisus Hristos este împărat, Iisus Hristos va reveni. Ei, în fața acestor afirmații care proclamă cine este Iisus Hristos, dintr-o dată, Iisus Hristos reacționează. Și singura persoană căruia îi răspunde Iisus Hristos, dintre toate cele care l-au blasfemiat, l-au ironizat, l-au blestemat, l-au înjurat, este tocmai acest tâlhar.
Iisus nu răspunde la nimeni. Mulți au pus întrebări, i-au adresat hule, injurii. Hristos nu a spus absolut nimic. Din marea mulțime de oameni prezenți acolo, unuia singur îi răspunde. Acestui om care s-a raportat la el ca la Dumnezeu și observați că el îi oferă tâlharului datorită credinței acestuia cele mai bune lucruri. Primul dintre ele îi oferă cea mai bună zi, spunându-i, omule, astăzi vei fi cu mine în rai. Cea mai bună zi. Care dintre noi putem amâna până mâine ca să mâncăm, să dormim sau să primim pansament pentru la o rană care ne doare? Când am vrea noi să primim răspunsuri la întrebările noastre și împlinirea nevoilor noastre? Evident, astăzi. Observați câtă grație, câtă maestate există în atitudinea lui Iisus Hristos. Astăzi, cel mai bun timp. Apoi, îi oferă cea mai bună companie. Îi spune, astăzi vei fi cu mine. El este Dumnezeu și nu-i oferă un înger, ci îi spune, cu mine vei fi în împărăția mea. Și al treilea lucru, cel mai bun loc. Vei fi cu mine în rai. Ce își dorește fiecare muritor care a experimentat păcatul, care trăiește într-o natură umană coruptibilă, care are tot felul de slăbiciuni de comportament, care sunt numite păcate de sfințenia lui Dumnezeu, iar plata păcatului pentru păcat este moartea în iad, ce își dorește mai mult un om decât să primească iertare, adică să primească viață veșnică, să meargă în rai, scăpând de iadul pe care îl merită prin păcatele lui. Și Hristos îi oferă cel mai bun loc, raiul, cea mai bună companie, vei fi cu mine, și cel mai bun timp, astăzi. Aceasta este reacția Mântuitorului Iisus Hristos la rugăciunea pe care o face un om păcătos, care era un tâlhar, un bandit, un om condamnat la moarte. Însă în ultima sa clipă de viață folosește privilegiul de a-și rezolva cea mai mare problemă a vieții lui, propriul suflet, mântuirea sufletului. Aș vrea să ne gândim și noi la noi. Nu știu dacă aceasta este ultima clipă pentru mine sau pentru cineva care ascultă mesajul acesta, însă ceea ce știu este faptul că toți oamenii sunt păcătoși, toți oamenii au greșit, toți oamenii au păcătuit și toți oamenii trebuie să plătească pentru păcatele lor. Chiar dacă unii dintre ei nu mai păcătuiesc de astăzi înainte, este clar faptul că nu trebuie să mai treci și mâine pe culoarea roșie a semaforului ca să primești amendă pentru trecerea pe culoarea roșie a semaforului de săptămâna trecută. Tot la fel, fiecare dintre noi vom da socoteală nu numai pentru păcatele pe care le vom face în viitor, ci și pentru cele pe care le vom face în trecut. Noi putem renunța, noi ne putem opri să mai păcătuim în viitor, dar ce se întâmplă cu cele făcute în trecut? Pe acestea nu le poate ierta decât sângele lui Iisus Hristos, care a venit pe pământ întrupându-se prin Fecioara Maria ca să devină mântuitorul oamenilor, care mântuitor a murit pe cruce pentru ca prin moartea sa să înlocuiască pe oameni în moartea pe care o meritau ei. El a murit pentru păcatele noastre. Acesta fiind adevărul, noi trebuie să reacționăm în fața acestui adevăr, să stăm înaintea lui Dumnezeu ca și tâlharul acesta care a trăit o viață în păcat și a permis tot ceea ce și-a dorit. Însă a ajuns la un moment dat prin sâncuie condamnat la moarte și în momentul execuției, în momentul crucificării, a răstignirii, la un pas de Mântuitorul, el primește mântuirea. Ce mare este ironia a celuilalt tâlhar care la un pas de Mântuitorul, deși la un pas de Mântuitorul, moare neconvertit. În aceeași atitudine de blasfemie, de ironie, de batjocură, de necredință, de mândrie și aroganță personală care nu se justifică în niciun fel. Stimați prieteni, noi putem să credem în Dumnezeu sau nu? Pentru viața aceasta, dacă mergem pe stradă, toți oamenii conduc mașina, cei care conduc o mașină. Nu-i nevoie de credință. Toți oamenii fac cumpărături de la magazin, nu-i nevoie de credință. Toți oamenii merg la lucru, nu-i nevoie de credință. Toți oamenii mănâncă, dorm și beau apă, nu-i nevoie de credință. Dar pentru a merge în cer, este nevoie de credință. De ce? Pentru că noi avem nevoie de o jertfă, de o vărsare de sânge pentru iertarea păcatelor noastre. În Vechiul Testament, în timpul templului construit de Solomon, oamenii aduceau o jertfă animală. Jertfa animală s-a oprit cu 2000 de ani în urmă, când, în calitate de miel,
ca și miei adus ca jertfă, în calitate de miei a lui Dumnezeu a venit Iisus Hristos. El a rămas singurul miel și pentru 2000 de ani de istorie care au urmat până astăzi, oamenii se raportează la mielul din trecut. Astăzi sunt 2000 de ani în trecut până la mielul acela. Noi nu putem să intrăm în timp, în istorie, în trecut, să mergem în mod personal, ci doar prin credință. De aceea astăzi, credința este maniera în care noi ne întâlnim cu Dumnezeu. Această credință îl onorează pe Dumnezeu, fiindcă ea, credința, este încrederea că Dumnezeu există, este încrederea că Dumnezeu este prezent și este raportarea la acest Dumnezeu ca și cum el ar exista. Această încredere pe care oamenii o atribuie lui Dumnezeu este privită de Dumnezeu ca o neprihănire pentru oameni și ca o prietenie a lor și este răsplătită cu iertarea și cu binecuvântarea. Fiecare om are libertatea să facă ce dorește cu viața lui. Tâlharul acesta a trăit o viață în păcat, însă a folosit ultima oportunitate a vieții, fiind lângă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca să-i ceară iertare. Și pentru că a cerut, a primit. Ce facem noi cu viața noastră? Aș vrea în încheiere să vă aduc aminte că lângă această cruce a lui Iisus Hristos, cu 2000 de ani în urmă, în momentul în care el a fost răstignit, executat, datorită condamnării la moarte prin crucificare, erau câteva persoane care, de fapt, sunt simbolul tuturor categoriilor de oameni care se raportează într-un fel sau altul la Dumnezeu și la păcat. Priviți ce spune Biblia în Evanghelia după Ioan, capitolul 19, versetul 25. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa, și Maria Magdalena. Observați, vă rog, că aici erau câteva categorii de oameni. Mama lui. Mama lui a fost o femeie neprihănită. Ea era fecioară neprihănită atunci când Îngerul lui Dumnezeu a venit la ea și i-a spus că a fost aleasă să devină întrupătoare de Dumnezeu. Apoi era sora mamei lui. Sora mamei lui spune tradiția că s-a căsătorit cu un om bogat care făcea comerț cu pește. Iată dar că nu numai oamenii cinstiți și morali trebuie să vină la crucea lui Iisus Hristos, ci și oamenii bogați. Apoi, Maria nevasta lui Clopa. Maria nevasta lui Clopa spune tradiția că a fost o femeie obișnuită, o femeie dintre femei. Ideea este următoarea. Nu numai oamenii morali trebuie să vină la Iisus, la crucea lui, ci și oamenii bogați. Dar nu numai oamenii bogați, ci și oamenii obișnuiți. Dar nu numai oamenii obișnuiți. Ultimul reper, Maria Magdalena. Femeia aceasta a fost o femeie imorală. Și observați, vă rog, că Biblia spune următoarele cuvinte. Și ea era acolo. Simbolul oamenilor morali. Nu numai oamenii cinstiți, nu numai oamenii bogați, nu numai oamenii obișnuiți trebuie să vină la cruce, ci și oamenii stricați. Cei mai stricați oameni sunt așteptați de Dumnezeu la crucea lui Iisus Hristos pentru ca să primească iertare. Observați că în momentul executării Domnului Iisus Hristos, când fiind condamnat la moarte, era răstignit, au fost acolo doi astfel de oameni. Unul însă s-a convertit, adică s-a căit de păcate regretându-le și a crezut în Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos că a venit special pentru el să ierte păcatele și a fost iertat. Celălalt nu a crezut, nu a manifestat nevoia de a fi iertat și n-a fost iertat. Cu alte cuvinte, mântuirea este pregătită, omul o acceptă sau o respinge prin atitudinea sa față de Dumnezeu. Prezența sau absența credinței ne îndreaptă înspre Dumnezeu. Prezența sau absența pocăinței ne ia din prezența păcatului. Dacă lucrurile stau în felul acesta, înseamnă că nu există nicio categorie de oameni, niciun om, care să nu se confrunte cu această nevoie universală de a primi iertarea de la Dumnezeu. Oamenii morali, simbolizați de mama Domnului, au fost la cruce. Oamenii bogați, simbolizați de sora mamei Domnului, au fost la cruce. Oamenii obișnuiți au fost la cruce și prin Maria Magdalena, reprezentanta oamenilor care trăiesc în păcat, au fost la cruce. Ești așteptat de Dumnezeu la crucea lui Iisus Hristos. Biblia ne spune că pe crucea aceasta pe care a fost răstignit el, deasupra lui era pus o însemnare pe care scria Iisus Hristos
împăratul iudeilor. Biblia remarcă faptul că era scrisă în cele trei limbi ale vremii. Era scrisă în limba evreiască, era scrisă în limba romană, în limba latină și era scrisă în limba greacă. Limba evreiască este simbolul religiozității. Limba latină este simbolul puterii, armatele romane. Și limba greacă este simbolul înțelepciunii al filozofiei grecești. Observați că au fost câteva lucruri pe care oamenii și acolo pe cruce le-au pus deasupra lui Iisus Hristos, nesubordonându-le de desubtul lui. Și astăzi oamenii, deși sunt religioși, pun deasupra lui meritele lor personale. Acesta este simbolul limbii evreiești. Pun deasupra lui puterea lor, care vine din profesie, din bani, din relații sau cine știe din ce alte privilegii trecătoare. Și alții pun deasupra lui inteligența lor și, de asemenea, dobândirea meritelor lor academice. Dragi prieteni, deasupra lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu suntem îndreptățiți să punem nimic. El este Dumnezeu, noi suntem muritori, El este veșnic, noi suntem vulnerabili, noi suntem fragili și trecători prin viață. Nu trebuie să punem deasupra Lui nici meritele noastre religioase, viața noastră morală, păzirea poruncilor, deși lucrul acesta este bun. El nu este atât de bun încât să-L oblige pe Dumnezeu să ne acorde iertarea. Nu trebuie să punem deasupra Lui nici puterea pe care o putem avea pentru o vreme și nici inteligența sau meritele noastre academice. Deasupra Lui nu trebuie să fie nimic, pentru că El este Dumnezeu. Noi și tot ce suntem și avem noi trebuie să fie dedesubt subordonat lui Dumnezeu, pentru că noi suntem creatura, iar El este Creatorul. În maniera aceasta vom avea o raportare corectă nu doar la păcat, detașându-ne de El, ca și tâlharul convertit, ci vom avea o raportare corectă la El, care este Dumnezeu, întrupat ca să fie om, să devină om, pentru ca în calitate de om să devină Mântuitorul, fără păcat și prin naștere, ferindu-se de păcatul adamic, dar și prin păcatele pe care, deși a fost ispitit ca și noi, nu a păcătuit niciodată. Revenind în încheiere la gândul din introducere, tâlharul convertit, spre sfârșitul vieții a avut un moment în care s-a raportat corect la păcat și s-a raportat corect la Iisus Hristos. La păcat s-a raportat murind față de păcat, detașându-se de păcat, separându-se de păcat, retrăgându-se din prezența și din contextul păcatului în care a trăit o viață întreagă. Și apoi s-a raportat corect la Hristos, numindu-L Dumnezeu, remarcând faptul că este veșnic, afirmând faptul că este împăratul unei împărății și așteptând revenirea acestuia. În fața acestei credințe, Hristos îi oferă cele mai bune lucruri. Astăzi, cel mai bun timp, cu mine, cea mai bună companie, în rai, cel mai bun loc. Dragii mei, și noi avem nevoie de cel mai bun timp, de cea mai bună companie și de cel mai bun loc. Însă, lucrurile acestea le putem avea în momentul în care avem o raportare corectă la păcat. Trebuie să murim față de păcat, nu în păcat. În păcat am trăit până acum, într-un fel sau în altul. De aceea vă chem la un moment de rugăciune. Rugăciunea nu este altceva decât adresarea sufletului nostru, prin credință, față de Dumnezeu care, deși este nevăzut în existența sa eternă, dar spirituală, de aceea este invizibilă, noi vorbim cu Dumnezeu. Și această adresare a noastră este ascultată pentru că Dumnezeu ne este Tată și pentru că El ne iubește. El ne-a creat, ai Lui suntem. El ne-a creat și până astăzi ne-a purtat de grijă, deși fiecare am trecut până astăzi la un pas de multe ori, la un pas de moarte. Ne-a păzit mâna bună a Domnului. Mila și grația sa a fost de partea noastră și suntem încă în picioare. Unii am trecut prin experiențe îngrozitoare, accidente, boli, tot felul de situații complicate, însă mila lui a fost de partea noastră. Este acum privilegiul nostru să reacționăm la dragostea și chemarea lui Dumnezeu, dând curs și mergând la El pentru ca să primim iertarea. Avem dreptul și să ne întoarcem cu spatele, așa cum probabil am făcut până acum. Însă Dumnezeu înseamnă fericirea și viața noastră veșnică.
Haideți să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne rugăm în numele Mântuitorului Iisus Hristos către tine, Tatăl și Creatorul nostru, mulțumindu-ți pentru faptul că astăzi ne-ai încurajat, oferindu-ne exemplul de convertire al unui om foarte vinovat. Faptul că tu l-ai iertat pe condamnatul acesta la moarte datorită fără de legilor lui, încălcării de lege, datorită faptului că a fost un bandit, un tâlhar în generația lui, ne încurajează pe noi să credem, să sperăm că dacă l-a iertat pe el, ne vei ierta și pe noi. Însă pe el l-a iertat nu datorită meritelor lui, ci datorită faptului că el s-a detașat de păcat în mod conștient, personal și voluntar, dar și pentru faptul că s-a raportat la Hristos crezând că este Domnul, că este Împăratul, că este veșnic. Tot așa și noi, în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, îți cerem iertare. Noi credem că El este Fiul Tău. Noi credem că este Mântuitorul nostru. Noi credem că prin întruparea prin Fecioară, în formă de copilaș, El a venit la noi, a murit pentru păcatele noastre, pentru ca noi să trăim în numele Lui. Îți cerem în numele Lui viața veșnică. Îți cerem în numele Lui ca să ne ierți de păcat. Îți cerem în numele Lui ca să ne naști din nou și să ne dai viață veșnică. Ne rugăm și pentru toate persoanele care ascultă cuvântul acesta să primească de la Tine harul să-L înțeleagă, să-L accepte și să-L trăiască practicându-L într-o viață de puritate, pentru ca în împărăția Ta să aibă un loc împreună cu Tine pentru eternitate. Punem în mâna Ta viața noastră, casa și viitorul nostru și îți mulțumim că în grația Ta de Tată, de Creator și de Dumnezeu ne-ai ascultat, ne-ai primit și ne-ai binecuvântat. Numele Tău să fie slăvit în veci. Amin. Dragi prieteni, vă las în mâna lui Dumnezeu, El să vă ocrotească pe data viitoare. La revedere!